Hai să vedem pentru ziua de vineri, 13 august, care este mesajul de la cărțile de tarot. Avem aici 10 de bâte. Drumul greu, o mătui mare, dar nu trebuie să renunți. Aici văd că ai depus foarte mult efort în trecut și ai cam obosit. Ai nevoie de o vacanță, ai nevoie de un concediu, dar, din păcate, nu prea poți să lași așa lucrurile neterminate. Și aici 10-le de bâte te îndeamnă să depui și acest ultim efort, să duci lucrurile la bun sfârșit, ca pe urmă, când într-adevăr o să poți să mergi în concediu, după ce o să finalizezi acest task, după ce o să finalizezi această acțiune sau activitate sau proiect, să te poți bucura la maxim de libertatea pe care o câștigi atunci când promiți că faci ceva și te și ții de promisiune. Pentru că această consecvență o să te ajute să crești ca și persoană, să crești atât în ochii tăi, cât și în ochii altora. Și aici, indiferent de natura proiectului la care lucrezi, fie că lucrezi asupra ta, să te îmbunătățești pe tine însuți, să înveți o limbă străină, să înveți o abilitate nouă, să te ții de o dietă, să renunți la un viciu, sau că e vorba de un proiect de la locul de muncă, ai promis că o să faci ceva și trebuie să termini acel lucru, sau că e vorba de un proiect prin casă, i-ai promis soțului sau soției că o să faci ceva în locuință și trebuie să te ții de acea promisiune. Indiferent de aspectul vieții tale în care se aplică acest 10 de bâte, asigură-te că duci lucrurile la bun sfârșit. Pentru că dacă renunți, odată cu această renunțare, o să renunți și la o parte din tine, la o parte din stima de sine, la o parte din valoarea ta, la urma urmei. Nu renunța, știu că e greu, dar ești pe ultima 100 de metri. Hai să ducem lucrurile la bun sfârșit și mâine să ne putem bucura de faptul că am scăpat de o grijă. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe astfel de videouri, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!